Microbuze electrice pentru elevii din județul Hunedoara la sediul Guvernului României. Președintele Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, a semnat contractul de finanțare care vizează achiziția de microbuze școlare electrice pentru elevi, cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență prin Ministerul Educației. Acest proiect de achiziție a microbuzelor electrice școlare vine în sprijinul elevilor care fac naveta la școală și care vor avea condiții de transport mult îmbunătățite. De asemenea, oferă posibilitatea realizării unei rețele de transport verde, dotate la standarde înalte, inclusiv cu stații de încărcare. În total, județului Hunedoara i-au fost alocate peste 30 de milioane de lei. În prima tranșă vor fi achiziționate microbuze școlare electrice pentru 23 de primării din mediul rural, în valoare de aproape 6 milioane de lei. De curând, Consiliul Județean Hunedoara a făcut demersuri pentru achiziția a altor 12 microbuze electrice pentru transportul elevilor care vor fi cumpărate cu fonduri provenite din alte surse de finanțare.